O să începem cu ceea ce se întâmplă în acest moment cu Prigojin, pentru că, așa cum îl avertiza Joe Biden, ar fi bine să aibă grijă la sănătatea sa. Un medic german din Hamburg, apropiat de liderul Wagner, Evgeni Prigojin, a sosit în Sankt Petersburg. Acest lucru ar putea indica o deteriorare bruscă a sănătății liderului mercenarilor. Iată despre ce este vorba. Informația despre vizita medicului german la Evgeni Prigojin a fost lansată pe 15 iulie de omul de afaceri ruso-israelian Leonid Nevzlin. Se pare că o lebădă neagră a zburat la bucătarul preferat al lui Putin. De la Hamburg am primit informații că medicul oncolog, care îl observă de mult timp pe Prigojin, din cauza unui cancer la stomac, a sosit urgent chemat la Sankt Petersburg, a anunțat Nevzlin. Trebuie menționat că imediat după rebeliunea militară a grupării Wagner, Nevzlin a avertizat că Prigojin nu va pleca în Belarus, ci va rămâne în Rusia și va continua să-și conducă afacerile. Astăzi, la aproape o lună de la acele evenimente, informațiile sale sunt în curs de confirmare. Se știe că liderul rebelilor s-a mutat în Rusia la Sankt Petersburg și Moscova și a avut chiar o întâlnire cu Putin. În ciuda acestui fapt, se pare că liderul rus nu l-a iertat pentru rebeliune. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat recent că soarta lui Prigojin este de neinvidiat și l-a sfătuit să se ferească de otrăvire. I think that determining what happens to Prigojin, what happens to Vilnius, what happens when we discuss this in Vilnius is God only knows what he's likely to do. I'm not even sure, we're not even sure where he is and what relationship he has. If I were he, I'd be careful what I ate. I'd be keeping my eye on my menu. But all kidding aside, I who knows? I don't know. I don't think any of us know for certain what the future of Prigojin is in Russia.